Nativii balanță și cei care au ascendentul în balanță. Săptămâna 29 iulie 4 august va aduce o săptămână de foc puternică pe sectorul casei a 11-a, unde aveți grupul de prieteni, unde este relația voastră cu prietenii, acolo unde puteți să fiți lider. E, aici, data de 4 august, se formează luna nouă în leu. Tot aici este și Venus în leu, Venus care este micul benefic. Aveți foarte multe oportunități, foarte mult aplomb față de grupul dumneavoastră social. Radiați, străluciți. Sunteți într-adevăr lideri și vă puteți comporta exact ca un lider. Oamenii vă vor asculta și să știți că Lilithul acela din balanță care vă dă de furcă, de, v-am zis eu că din 29 iulie a intrat pe semnul dumneavoastră, e, acum, la această lună nouă în leu, să știți că puteți să depășiți orice frică, pentru că energia aceasta a focului din leu este foarte creatoare. Imaginați-vă că focul este purificator și orice frică care trece prin foc va fi topită și, în sfârșit, la această lună nouă în leu, veți putea să fiți ca o pasăre Phoenix care renaște din propria cenușă.